A fost o zi importantă pentru cadrele militare din toată țara. Zeci de persoane s-au întâlnit în Gorj pentru a face un bilanț al activității biroului executiv și al comitetului filialei Gorj. Veteranii militari au vorbit și despre nevoile lor actuale. La această adunare facem o analiză, să vedem cum a muncit comitetul, biroul executiv și toți rezerviștii din Gorj, cadre militare în rezervă. Ar fi nevoie, mai cu seamă, să aibă grijă de cadrele în rezervă din toată țara, nu numai de Gorj, de modul de asociere, de stare și de îmbinare a muncii noastre cu cele necesare problemelor ce compun venirea, odihna și atașamentul oamenilor de ofițerul nostru din Gorj. Mobilă, scaune, nu domnul colonel, așa, probleme cu care nu poate trăi nimeni. Întâlnirea a strâns cadre militare și din alte județe, mai mulți președinți ai filialelor militare din țară ajungând astăzi la Gorj. Prezența noastră e un moment de reflecție, un moment de schimb de experiență între ceea ce a făcut filiala dumneavoastră și comparăm cu ceea ce facem noi și cu ce vom face în viitorul apropiat și îndepărtat. Avem multe activități în colaborare, dar și activități la care invităm de la administrația locală, de la administrația județeană, din alte județe, colaborăm între noi filiale județene. Pe ordinea de zi a discuției s-a adus în vedere și necesitatea promovării imaginii armatei în societate.